O femeie care a fost rănită de tatăl ei în copilărie, neavând parte de prezența lui la nivel emoțional, nesimțindu-se protejată de el și în siguranță în preajma lui, va crește și va atrage bărbați care sunt incapabili să fie acolo pentru ea. Va avea nevoie să fie în control ca să se simtă în siguranță, cerând în același timp să fie văzută, căutând tot timpul să repare pe toată lumea, dar mai ales pe bărbatul ei, ca să-l transforme în tatăl pe care nu a reușit să-l aibă ca și copil. Făcând asta, ea va dezvolta resentimente față de partenerul ei, pentru că îi reamintește cea mai profundă rană în relație cu partea masculină din toată viața ei, din toată copilăria ei. Evident că bărbatul ei va întâmpina asta cu rezistențe și reacții, pentru că și el o va percepe pe femeia lui ca mama care l-a rănit în copilărie. Amândoi se vor trata unul pe celălalt ca un părinte surogat și subconștient se vor aștepta ca partenerul să se schimbe, ca să devină până la urmă versiunea ideală a părintelui său. Amândoi se așteaptă subconștient să se potrivească rănii originale proprii. Această atracție toxică nu se va schimba chiar dacă schimbi partenerii. Calea de ieșire din această situație este prin vindecarea traumelor din copilărie, a rănilor emoționale realizate de aceste traume. Descoperind acea durere și acea rușine pe care ai simțit-o ca și copil, care există încă în tine. Aceasta este o călătorie prin care poți să te susțin să treci ca să descoperi bucuria vieții. Dacă vrei să afli mai multe, trimite în privat telefonul tău, scrie ce anume te interesează și vorbim. Sunt Elena Paula Ciubei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.